Vizită importantă în județul Hunedoara la Castelul Corvinilor. Pentru a prezenta și dezbate proiecte și programe din domeniul egalității de șanse, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero, ambasadoarea Cubei și reprezentanta UNICEF în România au vizitat unul dintre cele mai frumoase castele medievale din Europa. Delegația a fost întâmpinată la castel de cavaleri și domnițe care i-au servit pe oaspeți cu tradiționala pâine cu sare, dar și cu un pahar cu licori tradiționale. Mai apoi, directorul muzeului Castelul Corvinilor le-a făcut o prezentare complexă despre monumentul istoric, vizitând încăperile renumitului castel. Așa cum știm, Castelul Huniazilor este între primele locuri din lume și merită să fie descoperit de fiecare dată de toți oaspeții dragi care ajung în județul Hunedoara, mai ales că și de această dată am văzut că aici s-au realizat progrese, deci de la o vizită la alta sunt deschise noi săli pentru a le putea vizita. Tot ceea ce înseamnă aceste programe de reabilitare, de punere în valoare sunt extraordinare, așa că este de datoria noastră să arătăm că Hunedoara, că județul Hunedoara merită mult mai mult. Reprezentanta UNICEF în România și ambasadoarea Cubei s-au aflat pentru prima dată la Hunedoara și s-au declarat încântate de Castelul Corvinilor. It is my first time and I have to say so far I'm really impressed. Thank you for hosting us. It's a nice discovery. And it is impressive the work that you have been able to do here in terms of renovation. I look forward to come back and visit again. In fact, we are here for a very important event on to celebrate the International Days of the Girl. So let's remember and cherish the improvement that we have made in terms of human rights, women rights and girls' rights. I just arrived to Hunedoara and I just have visited this beautiful castle. It's really amazing the work of recovering this old piece of history. And for sure it's my first time, but it's not going to be the last one. I'm talking already with the director, maybe thinking about bringing an exhibition of Cuban painter to Hunedoara in the near future.